Dragilor, pentru că știu că sunteți niște copii foarte, foarte isteți și inteligenți, doresc să vă spun în continuare niște ghicitori cu legume de toamnă. Sunteți pregătiți? Toată vara stă în fășat, în pănușe copăcel și de vânt îi legănat, toamna are dinți de fier. Porumbul Poate fi roșu sau galben, el pe tulpină crește. Îl culegi ușor de vrei, sigur știți, e un ardei. Buni sunt copți, fierți și prăjiți și s-aproape nelipsiți când dorim o garnitură lângă oricare friptură. CARTOFI O legumă mare este, vineție la culoare. Din ea se face salată, spune, ce nume poartă? Vânăta. Noi avem un butoiaș, portocaliu și drăgălaș. Cercuri n-are și nici doage. Este bun când mama îl coace. Dovleacul. Mere roșii, mari și crețe sunt proptite întrebețe. Roșile. E rotundă ca o minge, învelită în foi, ea este. Acrăi, când este murată, află leguma îndată. Varza. Miezul e floare spumoasă, iar în jur frunze de varză. Conopida. Seamănă cu un țăruș, în pământ el stă ascuns. Iepurașul îl servește, spune ce legumă este. Morcovul Nu e carne, dar e grasă, cocoțată pe arac. Numai toamna intră în sac. Fasolea Este o legumă care dă gust bun într-o mâncare. Când o tai, tu plângi mereu. Afla cum numele său. Ceapa Într-o cușcă, mulți căței, toți sunt albi și rotofei. Mama-i pune la mușdei. Usturoiul Toamna gospodina al pune la oțet și la murat. E mic, verde, alungit și gustos când e servit. Castravetele Frunze nare, nu-i nici floare. În păduri și pe ogor, prin grătin și îngheal la vie, stă mereu într-un picior. Ciuperca Dacă v-au plăcut aceste ghicitori, nu uitați să dați like la video și subscribe la canalul de YouTube și m-aș bucura tare mult dacă a scrie în comentarii la câte ghicitori din cele 14 ați reușit să răspundeți corect. Vă mulțumesc mult!